Potrivit președintelui Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj, doctorul Marius Tăutu, cardurile naționale de sănătate vor ajunge din toamnă la majoritatea asiguraților sălăjeni. Până acum au fost distribuite doar bolnavilor dializați. Cardurile naționale urmează ca să le primim în toamnă pentru foarte mulți asigurați. În momentul de față sunt primite prin intermediul Casei Naționale 95 de carduri aferente bolnavilor de dializă care se află în evidența serviciului Nefromed și în evidența casei. Aceste carduri urmează să fie distribuite, sper, cât de curând. Încercarea noastră prin centrul Nefromed de a distribui aceste carduri a rămas deocamdată fără rezultat pentru că sunt întâmpinate ceva erori de ordin tehnic. Cu ajutorul Cardului Național de Sănătate, bolnavul va putea verifica serviciile de care a beneficiat și, tot prin intermediul cardului, va putea accesa dosarul electronic al pacientului, implementat din luna iunie. Acest card național permite accesarea atât în calitate de asigurat a serviciilor în orice etapă de asistență medicală, dar pe baza cardului se poate accesa și dosarul electronic de sănătate pentru ca pacientul să-și poată verifica informațiile din acest dosar electronic. Dosarul electronic va conține toate datele medicale ale pacientului care vor fi introduse de orice medic care l-a consultat, istoricul bolii, simptomatologia, diagnosticul pe care îl are, examinările paraclinice.